Montarea grinzilor la pasajul peste drumul județean 591 Timișoara sunt Mihaiu Român. Săptămâna trecută, pe șantierul Centurii Timișoara Sud, a început montarea grinzilor la pasajul din zona Freidorf, peste drumul județean 591 Timișoara sunt Mihaiu Român. Muncitorii sunt mobilizați în două schimburi, lucrările la partea de drum activând și pe timpul nopții. Se lucrează la șanțuri, podețe, la așternerea de balast, piatră spartă și strat de bază pe diferite sectoare în Chișoda și în Moșnița Nouă. Pentru structurile de tip poduri și pasaje, lucrările activează doar pe timpul zilei, atâta timp cât lumina naturală permite acest lucru pentru armare, cofrare și guri de scurgere. Totodată, DRDP Timișoara anunță că lucrările de relocare a rețelei de apă din zona Moșnița Nouă continuă.